Vă puteți imagina cum ar arăta astăzi România dacă nu ar fi parte a Uniunii Europene? Cel mai ușor este să ne uităm la alte țări din regiune, vecine României, care rămân în afara blocului comunitar. Între toate dezbaterile despre făina de greier și numărul de vaccinuri cumpărate în pandemie, este tot mai greu să nu uităm faptul că aderarea României la Uniunea Europeană a fost motivul și motorul din spatele celor mai mari reforme văzute în țara noastră. Astăzi însă vom face mai mult decât să comparăm mere cu pere. Tragem linie și facem un bilanț la zi al României în Uniunea Europeană. Nu vorbim de concepte, ideologii și politică, ci doar despre bani. Eu sunt Elena Dumitru și în acest episod Adevărul Video Explainers vorbim despre absorpția fondurilor europene. Unul dintre cele mai rostogolite mituri legate de viața României ca membră a Uniunii Europene este faptul că, anual, dăm către Bruxelles mai mulți bani decât atragem prin fonduri europene. Realitatea însă este că România este beneficiar net și nu contributor net în balanța de plăți cu Uniunea. Statisticile arată clar că România a luat mai mult decât a dat. La 1 ianuarie 2023, adică la 16 ani de la aderare, România virase la bugetul Uniunii puțin sub 26,5 miliarde de euro. Nu e deloc o sumă mică. Însă, în aceiași 16 ani în care am cotizat, în România au intrat aproape 80 de miliarde de euro din bani europeni. Rezultă o diferență netă de peste 53,5 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, pentru fiecare euro pe care l-am dat Uniunii Europene, aceasta ne-a trimis înapoi 3. Doar anul trecut, România a atras 11,3 miliarde de euro. Asta înseamnă 4% din produsul intern brut al României din 2022. Comparativ, bugetul alocat anul trecut pentru educație a fost de 2,2% din PIB. Ne-am obișnuit să auzim că România este codașă la absorpția fondurilor europene, că nu știm, nu putem și chiar nu vrem proiecte finanțate cu bani de la Uniunea Europeană. Într-adevăr, rata de absorpție nu a fost niciodată de 100%. Să luăm exemplul programului operațional regional, sau POR. Prin acesta, România a avut la dispoziție peste 8 miliarde de euro. Nu am luat toți banii pe care i-am fi putut lua. Totuși, cu cei peste 6 miliarde de euro pe care i-am atras, au fost construiți 459 de kilometri de drumuri și alți 690 de kilometri au fost modernizați. Încă 170 de kilometri de cale ferată au fost modernizate, la fel și 14 aeroporturi și 4 porturi. Aproape 1000 de kilometri de canalizare au fost construiți astfel. Rețeaua de distribuție a apei potabile a fost extinsă cu 850 de kilometri, iar alți 200 de kilometri au fost reabilitați. Printr-un alt program, cel care vizează competitivitatea, aproape 74.000 de companii au primit fonduri europene pentru dezvoltarea afacerilor. Datele arată că, prin fondurile europene atrase de România, au fost create aproape 65.000 de locuri de muncă, iar alte 26.000 au putut fi păstrate. În plus, tot prin fonduri europene au fost cumpărate 171 de mijloace de transport în comun, adică tramvaie, autobuze electrice și troleibuze. Și în domeniul sănătății, investițiile din fonduri europene au fost cuantificate. 205 unități medicale au fost reabilitate, modernizate sau dotate. Peste 1100 de ambulanțe au fost cumpărate astfel. În educație, cifrele arată că peste 26.500 de copii învață astăzi în școli mai bune datorită fondurilor europene. Aproape 18.000 de școli au primit dispozitive IT, adică tablete și calculatoare, de care au beneficiat aproape 230.000 de elevi. Fondurile europene alocate fiecărui stat au ca scop principal reducerea decalajelor dintre țările membre. Tradițional, acestea sunt mai accentuate între estul și vestul blocului comunitar. Așa au apărut sintagme precum Europa în două viteze. Și nu e vorba despre productivitate, mentalitate sau numărul de ore lucrate. Pur și simplu, țările din vest au pornit în Uniunea Europeană cu industrii puternice și fabrici care funcționau deja într-o economie liberă, bazată pe cerere și ofertă. Să ne amintim doar cum arătau întreprinderile românești în primii ani după căderea comunismului. Industria românească este un morman de fiare vechi, a spus atunci premierul Petre Roman. Populația nu a primit deloc bine această remarcă, însă deceniile care s-au scurs de atunci au dovedit că, în starea în care se aflau, fabricile românești nu aveau nicio șansă în capitalism. Pentru recuperarea acestor decalaje, Uniunea Europeană funcționează în baza unei politici de coeziune. La începutul lunii aprilie, la Iași va avea loc evenimentul pentru lansarea politicii de coeziune prin care se vor aloca fonduri europene până în 2027.